calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu, disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a 5-a. În vremea aceea, s-a născut la Betleem David. Era al 8-lea copil al lui Isei. Era un copil ascultător, iubea pe Dumnezeu, căruia i-a scris mai multe rugăciuni numite psalmi. Pe acestea le cânta la harpă. David va ajunge un tânăr curajos și își va dovedi curajul în lupta sa cu un leu pentru a-și apăra turma tatălui, dar și în lupta cu uriașul Goliat. Avea o fire blândă și nu se răzbuna niciodată pe cei care îi făceau rău. De aceea Dumnezeu îi spune profetului Samuel să-l ungă rege al poporului Israel. Utilizând un cititor de coduri, citiți întrebarea, apoi răspundeți. După cum vă spuneam, în vremea aceea, David a avut un vis, o dorință mare, să ridice un lăcaș de cult, un templu în cinstea lui Dumnezeu. Însă nu a reușit. După moartea sa, a ajuns la tron fiului, numit Solomon. Pe acesta Dumnezeu l-a pus la încercare și l-a întrebat în vis: ce dorești să-ți dau? Iar Solomon i-a răspuns: înțelepciune, ca să conduc acest popor. Lui Dumnezeu i-au plăcut aceste cuvinte și i-a dat lui Solomon, pe lângă înțelepciune, și bogăție și slavă, cum nu mai avusese niciun rege sau împărat până atunci. Din înțelepciunea lui, Solomon a scris o carte cu multe sfaturi și pilde, numită Pildele lui Solomon. Tot el a reușit să construiască templul din Ierusalim, numit Templul lui Solomon. În acesta se găseau numeroase obiecte religioase foarte frumoase. Utilizând un cititor de coduri, citiți întrebările, apoi răspundeți. Citiți câteva citate din psalmii lui David și din pildele lui Solomon. Identificați cine a scris cele două cărți și ce calități aveau autorii acestor cărți.